Administrația prezidențială face mai multe precizări privind sumele cheltuite de președinție de la începutul anului pentru deplasările în străinătate, anunță Hot News. Astfel, potrivit sursei citate, suma de 1.447.493 de lei este aferentă întregului interval, în vreme ce, în luna martie, cheltuielile pentru deplasările externe se ridică la 493.910 lei. Precizările vin ca răspuns la informațiile apărute în presă. Astfel, suma aferentă articolului deplasări în străinătate pentru luna martie este de 493.910 și reprezintă contravaloarea următoarelor operațiuni. Transportul pentru deplasările externe ale delegațiilor oficiale și de însoțire ale României, a curselor aeriene de linie pentru deplasările antemergătorilor care pregătesc vizitele oficiale, ale consilierilor prezidențiali și consilierilor de stat care se deplasează în străinătate pentru acțiuni de reprezentare a României pe plan internațional. De asemenea, suma este destinată și cazării membrilor delegațiilor oficiale și de însoțire ale României, antemergătorilor, consilierilor prezidențiali și consilierilor de stat. Tot din aceste sume s-a făcut și închirierea pe plan local a unor mijloace de transport, persoane și materiale conform specificului misiunii externe.